Salutare jupănilor, eu sunt Cocomin și bine v-am regăsit la un nou video de pe acest canal. Astăzi ne vom juca Farming Simulator 19, iar acesta este un nou episod din seria noastră de roleplay pe Dumești. Ei bine jupănilor, în sfârșit astăzi o să mergem să cumpărăm și noi o combină pentru că avem nevoie. După cum știți, combina noastră, clasul pe care am cumpărat-o de nou nouță, s-a stricat, nu mai merge reparat atât de ușor. Îmi trebuie mulți bani ca să o repar și am zis, băi, decât să o repar și să se strice iar, să am belele cu ea, mai bine o vând. Am vândut-o, mi-am luat niște bănuți pe ea și am zis să îmi cumpăr o altă combină, că deja o să am nevoie cât de curând de una. Așa că mi-am cumpărat o combină mai veche, mai mică puțin, dar oricum destul de bună, destul de potrivită pentru ce avem noi. Și astăzi o să mergem să o luăm, pentru că combina este în partea cealaltă a Dumeștilui și este într-un garaj, într-o curte, de unde o să trebuiască să o luăm cu o platformă, pentru că e destul de mare. Așa că haideți să ne urcăm în UTB, să decuplăm și noi semănătoarea asta, pentru că nu avem nevoie de ea. Trebuie să cuplăm remorcuța pentru header, așa că mergem direct la stână, la deal, ca să luăm remorcuța și direct spre combină. E o combină de 48.000 de euro, destul de scumpișoară, dar am văzut că arată destul de bine. Nu e chiar atât de mică ca să nu putem face nimic cu ea, este potrivită, să zic așa. Este numai bună. Vine cu header de păioase, de grâu, de ovăz, de cereale. Și vă dați seama că header pentru porumb o să trebuiască să ne cumpărăm pe parcurs. Și că de curând o să ne luăm și pe acela. Eu am toți banii cash la mine. O să-i dau banii exact când ajung la nenea ăla. E un nene din alt sat, tot așa un fermier, care a zis, domnule, uite, vreau să-mi văd și eu combina, am auzit că ai nevoie de una, că mă știa omul, nu știu de unde, dar mă știa că am și eu o fermă pe aici prin Dumești. Și bineînțeles, stați că eu ar trebui să o iau la dreapta. Și da, m-a sunat omul, mi-a zis că direct în partea cealaltă o să-l găsesc. A adus nenea platformă fără probleme. A zis că header nu poate să-l aducă tot pe platformă și că să vin eu cu o remorcuță sau ceva, vă dați seama. Așa că am zis, iau remorcuța asta de header, pentru header, și mă duc direct la locul de unde o să luăm combina. Am luat bănișorii, am luat tot ce trebuie. Acum ne mai rămâne decât să ajungem acolo, să punem combina pe platformă și să o aducem la noi în fermă aici la stână, pentru că o să avem nevoie de ea cât de curând. Și da, combina aia acum s-a stricat, nu mai am ce să fac, nu mai am cum să o repar. Am zis, băi, hai că mi-au direct eu o combină. Bun, acum haideți să o luăm la dreapta. Am coborât pe aici că e puțin mai aproape. O luăm la dreapta și o să o luăm pe aici prin stânga, pe lângă părculeț, ca să ajungem mai repede, pentru că pe partea cealaltă ocolim mai mult drum și nu e cazul. Noi vrem să o aducem mai repede la fermă. Abia mai mergem și noi puțin pe drumul ăsta pe care l-am construit vara trecută. Da, e drumul ăsta destul de bine, nu pot să zic că nu, față de cum era. Chiar e destul de bun. Numai că prin urma noastră lăsăm puțin praf. Dar asta e partea a doua, n-am putut să le facem chiar pe toate.
șanțurile ar mai trebui pe aici puțin săpate, pentru că, după cum puteți vedea, uitați și voi cum cât de nasol este. Nu e chiar asfalt în întregime, mai mult și mai bine zis, care o să crape destul de repede, pentru că, vă dați seama, e ciment de ăla de calitate mai joasă, să zic așa, pentru că și primarul, atunci când a fost el, n-a vrut să cheltuiască toți banii din bugetul primăriei, iar acum ne chinuim și cu asfaltul ăsta. O să trebuiască să bag eu altul, ca să fie mai bun. Aici tragem și noi pe dreapta, după cum puteți vedea în curtea asta, nu știu a cui, dar e, cred că a omului, care de unde o să cumpăr eu combina. Ia să vedem, noi cred că ne în cabină pe acolo, cine știe. Să trag eu tractorul ăsta cumva. Am să-l trag așa, exact, în partea asta, să nu încurc cumva ceva. Binișor, binișor. Bun, păi, jupânilor, eu o să mă dau jos, o să opresc și tractorul, mă duc să îl sun pe nenea ăsta să văd pe unde e. Și am să revin după ce o să vorbesc cu el, o să-i dau bani și o să încarc și combina. Am revenit, jupânilor, am vorbit și cu proprietarul, am făcut actele frumos tot, i-am dat bani omului, de acum combina asta este a noastră. Mai rămâne decât să o ducem la fermă. Vă, cum puteți vedea, v-am spus, nu e nici foarte mică, nici foarte mare. E potrivită. E rusească, după cum se vede și pe scris aici. Și e numai bună, zic eu. La 48.000 de euro ar trebui să-și facă treaba. Plus header-ul ăsta de 7 metri aproape, sau ceva de genul pe acolo, 6,8-7 metri, e destul de mare. O să ne ajungă, zic eu. Acum, haideți să vedem, să punem mai întâi header-ul pe remorcuța acolo și după aia și combina pe platformă la camion. Haideți să ne urcăm, să-i dăm și ok, să vedem cum pornește. A luat-o puțin cam greu, într-adevăr, este și bătrână, dar sper că nu o să ne facă probleme. Acum să punem header-ul, după cum v-am spus mai întâi. Și după aia să urcăm și pe platformă combina cu totul. Ia să vedem, să atașăm cumva header-ul ăsta aici. Bun, bun odată. Prin cabină cam așa, nu-i mare lucru, nu este o cabină mare. E nasol că e pe partea stângă foarte, foarte mult, după cum puteți vedea, și nu sunt învățat eu cu cabină pe partea stângă, dar sper că o să ne învățăm. Sper că o să ne învățăm noi cumva. Acum să pun și eu header-ul pe platformă, să vedem dacă pot. Să văd dacă pot să-l pun, că e cam mare și header-ul și remorcuța e cam îngustă, să zic așa. E cam... nu e foarte, foarte lungă, după cum puteți vedea și voi. O să vedem acum. Acum, dacă putem să-l punem bine. Atât, zic eu că... Eu zic că îl punem bine tura asta. Ia, să vedem. Totul e în regulă aici, firele nu le mai cuplăm sau cardanul, că nu are rost. Eu zic că ar trebui mai în spate puțin header-ul. Ar trebui mai în spate, că dacă pun o frână și nu-i pus bine, se duce direct în UTB, header-ul cu totul. Ia că îl punem noi puțin mai în spate, ca să nu avem probleme. Atât, și zic că e bine. Să-l lăsăm. Perfect. Eu zic că l-am pus destul de binișor. Nu e nici remorcuța foarte mare, așa că altcumva nu prea am putut să o pun. Acum să punem și combina pe platformă, să vedem dacă încape bine, bine. Proprietarul a plecat pentru că s-a dus și el cu treburile lui, vă dați seama. E și el fermier. Și acum să ducem și noi combina la stână, la deal. Eu o să vorbesc cu șoferul, că e în cabină, să îi zic că să mă urmeze și o să revin imediat. Am revenit direct cu nea șoferul, o să mă urmeze până la stână, că nu știe drumul. Și haide să ne urcăm și noi în UTB, să pornim până la urmă.
Ia ușurel, ușurel. Sper să urce cu tirul, că Edita mai... Văd că are Edita mai capul tractor și ar trebui să urce fără probleme. Cred că are cai destui să... Hai că urcă, hai că urcă foarte bine. Bun, am luat-o cam prin dreapta, că nu prea m-am uitat în spate. Dar acum sper să vină și nea șoferul după mine cum trebuie. Așa, facem și o poză frumos, bineînțeles, cu header-ul cu tot. Și acum să înmânăm puțin pe aici. O luăm și noi mai prin partea stângă, că prin dreapta sunt puțin de nivelări și mă tem să nu cadă header-ul sau ceva. Ia acum să nu înmâne nici prea tare nea șoferul, că s-a cam dus și cu combina noastră. Legată nu e, așa că el să meargă puțin mai încetul și prin denivelările astea, că na, nu e nici el cu TB-ul, e cu Dita mai combina, după cum puteți vedea și voi. O să urcăm pe la biserică, pentru că e mai aproape și oricum prin partea cealaltă, pe unde urc eu de obicei, e drumul cam îngust, podul e cam mic și mă tem că nu o să urce atât de bine pe acolo. Așa că o luăm direct prin partea pe la biserică și pe acolo o să urce, zic eu, mai lejer. Chiar dacă panta e puțin mai lungă, măcar nu e atât de abruptă. Să dăm și noi un semnal la dreapta, să ne asigurăm. Atât și direct destinația stâna este a noastră. Aici să o luăm și noi mai din lung puțin, că avem și remorcuță. Bun. Și să urcăm puțin așa, luăm puțin de amaraj și dăm blană. Hai că vine și nea șoferul după noi. Așa, o luăm prin dreapta tot așa din lung puțin. Atât, perfect. Și urcăm și pe aici. Cred că nu poate să urce nenea cu tirul. Ori crede că nu încape, dar dacă nu am să-i urc eu, am să urc eu tirul și să nu-i mai dau bătăi de cap, că pentru că el pe aici nu prea a mai fost și nu prea a mai mers cu camionul prin zona asta. Eu cu tirul am mai fost, am mai urcat de-alul ăsta fără probleme, deci cred că pot să-l urc și acum. Așa că revin din cabină. Am revenit, jupânilor, din cabină, bineînțeles, pentru că o să luăm puțin și crengile astea prin parbriz, că altfel nu avem cum să urcăm. Dar asta este, cumva trebuie să ducem și noi până pe deal combina. Atât, ușurel, ușurel. Am urcat și noi. Nea șoferul a zis că nu urcă pentru că nu vrea să dărâme vreun gard pe aici, că na, vă dați seama cum este, el nu prea mai urca prin zone de astea mai abrupte și se teme să nu dărâme vreun gard sau vreun perete, ceva pe acolo. Haideți că am urcat și noi ușurel, ușurel. În sfârșit am adus și noi combina la destinație. Acum să oprim camionul și să dăm jos astea de pe spate, să putem cobor combina. Ia să vedem. Ușurel am dat-o pe asta și pe cealaltă. E cam nasol că astea sunt manuale, remorcile de pe spate. Trebuie să le dăm la manetă pentru că la buton văd că nu se coboară. Acum să dăm combina jos. Ia să vedem. Așa. Dăm și noi combina jos de pe platformă, pentru că a stat destul aici, și să o punem direct. De fapt, mai întâi să dăm și header-ul jos. Mai întâi să dăm și header-ul jos, că altfel n-avem cum. Sper ca combina asta să nu se strige ca celelalte. De fapt, ca cealaltă, pentru că clasul s-a stricat. Pe celelalte două le-am vândut eu, că nu prea mai aveam nevoie de el. Da, acum aia să facem noi o șmecherie aici și să dăm jos header-ul ăsta, că a stat destul pe aici, prin remorcuță. Perfect. Și
Hai că l-am și coborât. L-am și coborât în sfârșit. Îl punem... Nici nu știu unde să-l pun. Cred că am să-l pun aici de la vale de remorcă. De cisternă, pardon. Și să stea mai bine. Bun. Atât. Acum combina să o parcăm unde este locul ei. Hai că acum încape mai bine decât clasul. Zic că încape mult mai bine decât clasul, că nu e atât de înaltă. Nu e atât de înaltă și e mai potrivită pentru garajul ăsta. Ia să nu o lovim chiar atât de tare. Perfect. Zic că am pus-o bine. Să o oprim, să ne dăm jos și ia să venim aici la spate cum stă. Hai că stă la milimetru. Și acum să îi dau și eu un bacșiș lui domn șofer și bineînțeles ne auzim după. Am revenit jupânilor din UTB. Haideți să lăsăm și noi remorcuța asta. I-am dat și un bacșiș la șofer. A plecat înapoi la firma lui. Acum să decuplăm remorcuța și să ne vedem de ale noastre. Duc și eu tractorul înapoi la fermă, la vale, că n-am să-l las aici. Aici am destule utilaje și să nu mă încurce pe urmă. Să nu mă încurce că e jale mare, am avut destule până acum. Ar trebui să iau clasul de pe câmp, pentru că ultima dată când am arat cu el, l-am lăsat acolo. L-am lăsat acolo și... ar trebui să-l aduc înapoi acasă, că nu-i bine să-l las pe câmp. Îi mai dau și eu un jet puțin așa și nu mai bine. Acum să vedem cum facem și cu proiectul ăsta la benzinărie. Să vedem când și cum o să cumpăr și eu terenul ăla. Dacă lasă la un 79-78 de mii, am să-l cumpăr, că ne mai trebuie și nouă niște bani în bugetul primărie să mai las pe acolo, că nu vreau să rămân chiar cu 0 cu 0 lei. Dacă lasă la un 78 de mii de euro, am să cumpăr benzinăria cu totul. Ia să băgăm și noi UTB-scul ăsta în curte aici. Luăm papucul și pe câmp direct ne ducem. Așa. Bun. Da, acum să luăm și noi papucul, dar mai întâi să lăsăm remorcuța, să nu o luăm după noi. Da, și după cum vă spuneam, și CAP-ul, mult spus CAP-ul, mai bine e complex. Complexul de aici, din comună de la noi, care are tractoare și terenuri, după cum știți, vor să-și mai facă o nouă bază, o mică bază pe aici prin Dumești, dar pe dealuri, pe acolo, pe unde v-am arătat eu într-un episod. Și o să-i ajutăm și noi la construirea bazei, pentru că na, până la urmă și ei m-au ajutat cu utilaje, să zic așa. Și până la urmă trebuie să-i ajutăm și noi, că pe viitor să mai primim ajutor de la ei. Ia să urcăm pe aici cu papucul nostru, pe o arătură proaspătă. Și direct să luăm case-ul. Asta mă interesează pe mine. Ia uitați-l acolo. Ia uitați-l aici frumos. O să lăsăm papucul aici, că o să vină Nea Ionel și o să-l ia. O să-i dau eu cheile și o să-l trimit pe Nea Ionel. Ia acum să luăm și noi tractorul, dita mai case-ul și să mergem să-i dăm și noi puțin cu jetul. Aici o să-i dau o discuială puțin, nu-i problemă. Și pe partea dreaptă pe aici, după cum puteți vedea, că și aici am arat tot eu. Și da, cu complexul asta e treaba. O să-i ajutăm pe băieți pe acolo și să vedem cu benzinăria ce o să facem. Că acolo vreau să fac eu și o spălătorie, vreau să fac și o benzinărie cu totul și cu tot mai frumoasă, mai
de calitate, să zic așa, să aduc mai multe pompe de benzină, de motorină, ca poate alți oameni din alte comune o să vină și pe la noi prin sat și o să-și facă plinul. Așa ne mai alimentăm și noi, să zic așa, bugetul primăriei. Pentru că acolo e baza, până la urma urmei. Ia că mânăm noi puțin cu case-ul ăsta, dar fă că fără greutate e cam nasol. Noi am băgat nicio greutate pe față, a zis că merge așa, dar la dâmburi se cam lasă pe spate și nu-i bine. Hop, să nu intrăm în gard la vecini și să-i dăm un jet, am zis. Îl băgăm direct aici în curte și îi dăm un jet frumos. Ia să vedem. Hai că am încăpul la țanc. Am încăpul la fix. Bun. Nu i-am mai dat un jet pe case-ul ăsta de când l-am cumpărat, cred că. Ia acum a venit și momentul lui. Să-i dăm puțin o spălătorie pe aici, pe cabină, pe roți, pe tot ce trebuie. Și pe partea cealaltă. Că trebuie. Își face treaba, are cai mulți la bord și trebuiesc curățat, să zic așa. Ia și pe plug puțin să dăm. Că și plugul e pe treaba lui, bine, acolo, frumos. Așa, puțin să iasă tot noroiul ăsta și cam atât. Hai că-i ajunge. Să pornim și noi iarăși case-ul și să mă duc să-l duc în bază direct, zic eu, că i-am dat și jet, am și ara parcela aia, când o să mai am nevoie de el, tura viitoare am să-i bag greutate pe față, că nu prea se descurca atât de bine. După cum puteți vedea, ia să luăm un dâmb puțin mai mare, să vedeți și voi cum se manifestă. Ia că pe aici nu prea avem dâmburi. Ia, ba da. S-a ridicat, după cum ați putut vedea, puțin pe roțile din spate, dar fără greutate, așa e. N-avem ce să facem. Da, acum o să mă duc și eu la stână. Sper că v-a plăcut acest videoclip. Nu uitați să lăsați un mare like și un subscribe, bineînțeles, să ne strângem cât mai mult jocuri pe acest canal. Pe data viitoare vă urez numai bine. Eu am fost Cocomin și noi ne vom revedea, bineînțeles, în următorul episod.